Am revenit, vorbeam despre nativii leu, cei care au de înțeles foarte multe lucruri. De fapt, trebuie să învățați cum să vă gestionați, cum să gestionați oportunitățile, cum să, oarecum chiar să profitați de anumite situații de viață pe care destinul vi le pune pe tapet și pe care trebuie să le folosiți de așa manieră încât să aveți câștig de cauză suplimentar față de modul în care le gestionați de obicei. Sunt anumite poziții planetare care vă obligă la anumite transformări. Mai exact, acest Venus care se pregătește să intre în semnul dumneavoastră și care acum se găsește pe grad analitic pe semn anterior, vorbește despre faptul că puteți să aveți anumite stări, anumite senzații care vă conectează cu ceva ce s-a întâmplat într-un trecut îndepărtat. Adică fie veți reaplica o parte din vechile concepții, fie veți avea niște trăiri foarte speciale acolo unde până acum, să spunem, acolo unde chiar uitaserăți de aceste trăiri. Este vorba despre antrenarea potențialului latent. Asta face acest Venus anaretic pe casa a 12-a. Deci ceva latent, ceva ce poate să țină și de zona personală, deci anumite stări, anumite trăiri, anumite situații care vă sunt favorabile mai mult pe partea emoțională sau estetică, vă ajută să vă maturizați interior și să intrați pe un făgaș corect. Deci este vorba, spuneam, despre antrenarea potențialului latent. Nu sunt lucruri foarte vizibile, nu sunt lucruri pe care le veți vedea din prima, dar cu siguranță la un moment dat le identificați. Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim și despre cheltuieli. Tot Venus, acest micul benefic, această planetă a bunăstării, acum este destul de tensionat. Pe lei afectează în mod explicit, deci mare atenție asupra modului în care faceți cheltuieli. Ele trebuie să aibă un scop foarte bine determinat, trebuie să se facă în mod logic și trebuie să aveți energie să faceți aceste cheltuieli, ca și energie să și câștigați. Deci este un profil energetic schimbător săptămâna următoare pentru nativii leu, chiar dacă asupra lucrurilor pe care vi le doriți din tot sufletul aveți potențial energetic, dar nu puteți să țineți chiar totul sub control. Nu este de ignorat acest clusterum care pentru noastră se găsește pe casa 6, pe casa muncii. Este foarte multă muncă, o muncă pe care nu o puteți gestiona non-stop. Deci la un moment dat vă simțiți depășiți de situație, la un moment dat nu mai puteți face față din punct de vedere al energiei, al biologicului. S-ar putea să fiți mult mai intens decât alte zodii, marcați de oamenii cu care colaborați, de angajați dacă aveți oamenii în subordine, de colaborator dacă sunteți un fel de antreprenor și depindeți de ceilalți. Deci este foarte multă forță pentru nativii leu, poate mai mult decât la orice altă zodie, pe casa serviciului, pe zona în care munciți, muncă, interacțiune cu oamenii cu care colaborați. Este și o perioadă a unor modificări serioase de destin, o perioadă amprentată karmic pentru nativii leu pe partea profesională. Sigur, este acest Saturn și acest Jupiter conjuncte pe casa serviciului, vorbește despre oameni credincioși la locul de muncă, fie că sunt angajați, fie că sunt parteneri de afaceri și așa mai departe. Dar, totodată, Pluto, știm foarte bine cum reacționează Pluto, Pluto este guvernatorul Scorpionului, vine cu o anumită inflamare. Deci, deși lucrurile sunt ținute sub control, aveți colaborări extraordinar de benefice, oameni care vă susțin, responsabilitate, creștere, propuneri noi și așa mai departe, totuși există și o inflamare mentală la locul de muncă. Este ceva care răscolește pe undeva lucrurile care ar trebui să se desfășoare într-un anumit sens. Ce se cere? Metodă, organizare, perseverență, liniște și oarecum aș spune, trebuie să vă păstrați calmul, indiferent de context. Pot apărea anumite întârzieri, dar numai atunci când este absolut necesar, trebuie să luați măsuri.
Și spuneam, vorbeam despre această reformulare mentală, o ușoară ostilitate din partea unor persoane care pe profil plutonian apar într-un mod instinctual și dispar tot într-un mod destul de rapid. Saturn vorbește despre proiecte în care avansați pas cu pas, dar proiecte care sunt foarte importante și unde veți opta pentru rezultate rapide. Deci chiar dacă a fost pas cu pas totul până acum, acum puteți să aveți rezultate extraordinar de rapide și benefice. Să spunem că ați așteptat, ați muncit la un proiect câțiva ani, acum reușiți să-l puneți în practică, rezultatele vor fi foarte frumoase și deosebit de rapide. Este un moment oportun pentru schimbare, deci gândiți-vă la modul cel mai serios, pentru că puteți să faceți anumite modificări în plan profesional. Uranus îi încurajează pe nativii leu pe casa 10 în Taur, perfect aspectat, și de asemenea clusterumul care are loc pe casa a 6, pe casa serviciului. Nu este deloc de ignorat faptul că leii trebuie să identifice energia pe care merg. Leul merge pe un anumit tip de energie și această energie este foarte specială, în sensul că dacă vor examina, veți examina lucrurile la nivel profund, toate oportunitățile, și veți încerca să rămâneți pe calea cea puternică, veți avea câștig de cauză. Leii pot realiza lucruri pe care le doresc de mult, dar sub o altă conjunctură, mult mai indicată. De asemenea, tot leii pot depăși anumite situații anacronice, situații în care veți avea de fapt sentimentul că sunteți foarte aproape de ceea ce vrea destinul de la dumneavoastră. Sunt și marcaje care vă vor ajuta să înțelegeți exact dacă trebuie să schimbați sau nu. Nu vă complaceți în situații care nu au legătură cu morala, este sfatul meu pentru nativii leu, pentru ei mai mult decât pentru alte zodii, asta deoarece Uranus perfect aspectat se află chiar pe casa serviciului și deoarece Neptun ca planetă guvernatoare a unui semn de apă se află în alt semn de apă, în semnul peștilor, deci pentru leu este extraordinar de important să mențină morala, să-și mențină linia principială și relația cu divinitatea impecabile. Cariera joacă și ea un rol, spuneam, foarte important zilele acestea. Leii nici nu pot vorbi despre carieră în absența creativității. Deci trebuie să fiți foarte, foarte creativi. Iar răsturnările de situație presupun mare factor de noroc. Culmea, deși inițial s-ar putea să vă speriați sau s-ar putea să nu vă convină anumite lucruri, ulterior veți observa că chiar dintr-o situație care aparent vă poartă ghinion, doar aparent, repet, aveți foarte multe lucruri de câștigat. Deci lucrurile nu prea sunt ce par a fi pentru nativile în sensul bun, evident. Oarecum soluțiile ingenioase pot fi blocate, după care renasc, pot apărea, spuneam, situații de cumpănă care de fapt duc la ceva mult mai bun și mult mai constructiv. Energia se îndreaptă și ea spre activități spirituale de fapt, nativii leu sunt foarte, foarte interesați de modul în care își pot purifica karma. Este foarte interesant, veți face multe, multe sacrificii și multă putere veți avea să luptați pentru a vă purifica karma. În altă ordine de idei, deci am spus, planul profesional rămâne baza pentru nativii leu. În altă ordine de idei, capacitatea spirituală este la parametri foarte mari. O zodie care are o capacitate deosebită de a înțelege legile karmei și decepțiile sunt asociate cu lecții karmice binecuvântate, chiar binecuvântate, în sensul că leii vor simți bucurie atunci când prin natura lucrurilor trec printr-o experiență mai dură, dar au ce învăța de aici. Mergem mai departe să vedem pentru nativii fecioară care sunt aspectele săptămâna următoare. Fecioarele îl găzduiesc încă pe Mercur anaretic, un Mercur care acum este foarte bine aspectat de Venus și foarte bine aspectat de Pluton și Saturn. Ce înseamnă acest lucru? Fecioarele își pot organiza de o manieră inedită afacerile, business-urile,
profesia, proiectele pentru cei care au examenele și așa mai departe, pot obține eventual o slujbă nouă, pot căpăta contracte noi și își pot crește veniturile printr-o nouă orientare, printr-o nouă metodă de a privi tot ceea ce ține de reorientare. Foarte multe principii filozofice trec prin fața nativilor fecioară în momentul de față, în sensul că trebuie să înțelegeți din acest trigon Soare-Jupiter. Jupiter știm că este planeta filozofiei și acum avem un superb trigon pentru fecioare Soare-Jupiter, cu Soarele înseamnă noastră, sigur. Trebuie să înțelegeți un soi de filozofie de viață care, sigur, vă impactează pe dumneavoastră, nu filozofie în general. Opinii chiar mai puțin conformiste, depășiți anumite rigidități sau multe dificultăți și totodată este vorba despre un dinamism tumultos. Deci pentru nativii fecioară sunt foarte dinamici, aveți mult, mult dinamism și chiar vă sfătuiesc să rămâneți pe această zonă dinamică. Puteți avea planuri pe termen lung, să vă faceți planuri pe termen lung, planuri importante, nu stagnați, este ceea ce vă sfătuim. O perioadă în care atitudinea progresistă este foarte bine văzută, deci puteți să mergeți până în pânzele albe cu inventivitatea și cu dorința, dacă vreți, de a fi mult mai vizibil, de a ieși în evidență cu ceva. Puteți subordona toate scopuri, nu toate, dar puteți subordona anumite scopuri practice unui ideal, da? Unui scop idealist. Și de asemenea, tot pentru nativii fecioară care se confruntă cu acest Neptun pe semn opus, putem vorbi despre clar viziune, putem vorbi despre viitor, putem vorbi despre faptul că intuiți unde ar trebui să fiți într-un viitor. Există multe planuri pentru fecioare, multe implicații și este un balans foarte interesant, un bilanț foarte interesant între evenimente și posibilitățile de a le pune în practică, de a pune în practică acele evenimente. S-ar putea să simțiți nevoia să vă consultați cu anumite persoane, de exemplu cu un consultant financiar sau cu cineva care să vă sfătuiască mai mult pe zona profesională, pe zona financiară. Vă sfătuiesc să rămâneți încrezători în șansă, pentru că perioada aduce foarte multă șansă și reușită. Indiferent dacă înainte de a realiza ceva aveați dorința deosebită de a realiza acel lucru, acum șansa și reușita sunt de partea dumneavoastră. Deci chiar dacă înainte poate nu erați atât de încrezător sau nu v-ați dorit din tot sufletul ceva, după ce ați demarat procesul respectiv sau proiectul respectiv, veți observa că evenimentele merg în favoarea dumneavoastră, adică o acțiune, o activitate, o afacere, un plan, un proiect capătă mult mai multă forță după ce începeți oarecum să lucrați la el, chiar dacă inițial, să spunem, lucrurile par puțin blocate. Nu în ultimul rând, nativii fecioară vor primi foarte mare ajutor din partea celorlalți, din partea anturajului și este lăudabil faptul că vă puteți concentra incredibil de bine pentru a obține anumite avantaje. Sunteți precum niște persoane care toată viața au lucrat pe zona financiară și au știut exact unde să facă investiția cea mai bună, de unde să ia anumite fonduri, către ce să se orienteze cu zona investițională. Revenim după publicitate cu Nativi Balanță. Am revenit, vorbeam despre modul în care perioada impactează fiecare semn zodiacal în parte, despre faptul că trebuie să înțeleagă fiecare zodie care sunt acele domenii pe care trebuie să se axeze, de la ce trebuie să se retragă oarecum, de cine trebuie să se dezică într-un mod sau altul, care sunt preocupările pe care trebuie să ne concentrăm într-o măsură mai mare decât până acum.
Iată, pentru nativii balanță a venit vremea să înțeleagă și ele cam cât de important este să ai anumite lucruri pe care să te poți baza, lucruri pe care chiar dacă nu te-ai bazat până acum, iată că este un moment în care trebuie să devenim mai puternici în anumite domenii. Nativii balanță trebuie să descopere care este domeniul care îi face, de fapt trebuie să descoperiți care este domeniul care vă face cei mai puternici, cei mai fericiți, cei mai, să spunem, în forță. Trebuie să înțelegeți unde trebuie să acționați și unde trebuie să fiți cu toată puterea înainte, pentru că dacă nu, s-ar putea să pierdeți trenul care nu oprește de mai multe ori în zona respectivă. Desigur, balanțele acum sunt puțin agresate de acest Marte, un Marte anaretic destul de dur, el se află în domiciliu pe al treilea decan, dar este prost aspect. Asta înseamnă, pe semnul pus pentru nativii balanță, da? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că anumite asocieri devin dintr-o dată ușor neprietenoase. Deci, poate la locul de muncă, acolo unde până acum lucrurile au mers oarecum stabil, oarecum armonios, dintr-o dată lucrurile s-au schimbat puțin. Deci sunt mici scurt circuite, mici cu tremure în asocierile pe care le-ați avut până acum, ceea ce nu înseamnă neapărat că trebuie să vă deziceți de ele. Nu înseamnă neapărat că trebuie să ieșiți de sub incidența lor, ci înseamnă mai degrabă faptul că trebuie să aveți mare grijă cum gestionați acele parteneriate. Poate le puteți păstra, dar într-o formulă în care nu mai mergeți chiar cu toată puterea către ele, poate trebuie să le înlocuiți cu altele, poate trebuie să faceți o anumită rocadă, poate pur și simplu nu mai sunt benefice pentru că universul consideră că nu mai aveți ce învăța de la persoanele respective sau din asocierile respective. Deci, pentru nativii balanță, o hotărâre luată săptămâna următoare va fi de mare forță. Acest Mercur, care este foarte puternic acum fiind pe penultimul grad în semnul Fecioare, pentru balanță este pe casa a 12-a. Deci este o hotărâre care vine de undeva dintr-un subconștient profund. O hotărâre pe care vă doriți, dar nu aveți curaj să o mentalizați. Ceva ce pur și simplu trebuie să spuneți, dar poate nu aveți curajul sau nu a venit momentul. Trebuie să verbalizați ceva pentru a avea cât mai multe avantaje. Deci acest Mercur, repet, este de mare forță, el acum face niște aspecte deosebite, este important pentru cei care știu cum funcționează aceste lucruri, Mercur, îmi cer scuze, Pluto, Mercur, Saturn, Mercur, Venus, sunt relații între planete puternice care pentru nativii balanță au loc pe casa a 12-a și pe casa a 4-a, deci iată cu câtă putere puteți să legați anumite relații, cu câtă putere puteți să consultați anumite persoane de la care aveți de câștigat, cu câtă putere puteți să vă faceți relații noi cu oameni pe care deja îi cunoașteți într-o oarecare măsură, dar le puteți propune. De exemplu, aspectul cel mai relevant și cel mai puternic pentru nativii balanță săptămâna următoare este acela de a pune în practică, de a pune în aplicare relații care sunt de mare forță și de a negocia anumite lucruri pe care nu ați avut poate curaj să le negociați până acum. Poate puteți reformula anumite idei în planul financiar într-un mod în care să mai lăsați de la dumneavoastră. Poate i-ați făcut cuiva o propunere și să spunem, nu neapărat că ați cerut prea mulți bani, dar ați ținut foarte mult la părerea dumneavoastră și acum poate trebuie să mai lăsați de la aceste convingeri. De asemenea, poate n-ați participat la anumite evenimente care v-ar fi fost de folos și poate ar fi cazul să mai lăsați tot așa la dumneavoastră și să participați la acele evenimente. Poate ați ținut morțiși să locuiți într-o anumită zonă și vă face mai bine să schimbați locuința. Deci, în orice caz, lucrul pe care le-ați privit foarte inflexibil, foarte exigent până acum, care nu mai merg în direct corectă, poate este cazul să le schimbați, să mai renunțați la anumite fixisme, să spunem așa, în favoarea unor situații în care puteți să avansați mult mai repede. Mergem mai departe pentru nativii Scorpion, să vedem care sunt evenimentele cele mai importante săptămâna următoare. Vorbeam la începutul emisiunii despre reglarea unor erori, unor greșeli din trecut.
Scorpionii trebuie și ei să facă anumite lucruri legate de aceste erori. Aveți mare atenție, aveți săptămâna următoare, apar niște prieteni karmice, niște prieteni care vă vor cere anumite lucruri, care se vor raporta la dumneavoastră ca și când ați fi un fel de punct de referință și ca și când 100% depinde dumneavoastră, trebuie să fiți un sprijin pentru acești oameni. În ultimul rând, toate contractele pe care nativii Scorpion le vor semna săptămâna următoare și în această perioadă sunt contracte karmice, deci cineva vi le aduce în destin. Nu sunt deloc întâmplătoare, nu credeți că le accesați dumneavoastră, să nu credeți că dumneavoastră le provocați, nu. Pur și simplu sunt contracte care vin către dumneavoastră pentru că așa vi le aruncă destinul. Pur și simplu sunteți forțați. Spre exemplu, un nativ Scorpion care trebuie să-și ia o casă, vine Universul către el cu propunerea acelei case, totul se leagă, semnează contractul, este totul perfect. Sau un nativ Scorpion care poate are șansa să intre într-o afacere nouă. Pot apărea, în schimb, și conjuncturi mai puțin faste dacă nu acționați la timp. Deci trebuie să vă gândiți foarte clar cum să vă poziționați mai bine, mai corect, pentru că de asta ține foarte mult modul în care veți câștiga, modul în care veți avea acces la aceste relații. Deci mare atenție, nu tot timpul, am tot spus acest lucru, nu tot timpul avem anumite oportunități. Sunt oameni pe care îi găsim în situații de mare forță, care știu cum să acționeze la timp, știu cum să profite la timp, știu cum să tragă avantaje la timp și ajung foarte departe. Și sunt persoane care pierd trenul, cum se spune, nu profită practic de factorul de noroc pe care îl scoate destinul în cale și ca atare vor avea de pierdut. Vorbeam despre energie care vine în salturi la anumite zodii. Pentru nativii Scorpion nu putem spune că energia vine în salturi, dar putem vorbi despre faptul că acest Pluto pe al treilea decan influențează destul de mult. Adică nu vine în salturi, dar în schimb nimic nu este așa cum ar trebui să fie. Adică toate lucrurile trebuie reformulate. Și dacă ați bătut palma cu cineva și 100% se realizează afacerea respectivă, trebuie să mai apară o mică modificare, o mică schimbare, o mică transformare care să vă tulbure puțin liniștea. Deci trebuie să urmăriți destul de atent configurația astrală a momentului și să vedeți cum puteți remedia. Deci aceste aspecte de conjuncție pentru nativii Scorpion, acest clusterum superb Jupiter-Pluton-Saturn, care fac o quadratură dură cu Marte aflat în semnul berbecului, acolo unde el, spuneam, se află în domiciliu, vorbesc pentru nativii Scorpion despre multe transformări la locul de muncă. Contracte versus muncă de execuție, casa a șasea, este foarte important să înțelegeți cum să jonglați între aceste două situații. Cum se jonglează? Pe de o parte trebuie să încheiați contracte noi, pe de o parte trebuie să vorbiți cu cât mai multă lume și nu în ultimul rând trebuie să înțelegeți că trebuie să o faceți și treaba ca executanți, adică să nu uitați să fiți tot timpul în formă, tot timpul să munciți, tot timpul să demonstrați cât de buni sunteți. Este de asemenea foarte important să fiți foarte corecți la locul de muncă. Casa a șasea vorbește despre corectitudine. Casa a șasea vorbește despre asumarea unor responsabilități la locul de muncă foarte mari. Este o casă care ne invită să fim muncitori, să fim răbdători și nativii Scorpion au toate aturile pentru a fi unii dintre cei mai buni executanți, cu mențiunea că acum este vorba și despre punerea în practică a ideilor. O atenționare, este vorba despre lucruri care trebuie remediate, deci vedeți că aveți mare șansă să remediați anumite situații în favoarea dumneavoastră și să câștigați mult mai mult, pentru că această conjuncție Jupiter-Pluton-Saturn ia în calcul toate planetele responsabile cu
câștigul financiar. Adică Jupiter este planeta expansiunii, Pluton este marele bogătaș al zodiacului, Saturn este planeta concretului, a materialității, guvernatoarea Capricorn. Deci cu trei planete de mare materialitate în însuși semnul materialității pe al treilea decan, Scorpionul fiind un semn plutonian, iar marcajul se produce pe casă mercuriană, care este negustorul zodiacului. Iată câtă forță au nativii Scorpion pe zona de mercantilism, pe zona de producție, pe zona de câștiguri financiare de mare anvergură. Deci vom vedea nativ Scorpion, spuneam că cele două zodii responsabile cu câștigurile financiare, Scorpionii și Taurii, sunt foarte puternic aspectate în această perioadă și chiar vor produce foarte mult grație acestor marcaje astrale, pe care chiar nu vor mai fi curând atât de puternice. Nu sunt nici conjuncturi critice pentru nativii Scorpion. Trebuie să vedeți exact ce aveți de valorificat. S-ar putea să nu puteți valorifica toate situațiile, s-ar putea să puteți valorifica doar anumite lucruri. Ceea ce nu puteți valorifica, puteți lăsa pe mai târziu. Dacă, spre exemplu, ați cumpărat o casă și nu o puteți valorifica exact mâine, nu o puteți vinde sau recondiționa, puteți să mai așteptați. Dar mulțumiți-vă cu ceea ce ați reușit deja. Mergem mai departe să vedem pentru nativii săgetători, cei care acum privesc viața dintr-o perspectivă